Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dădeau prin băți de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă unul cu altul. Într-o zi... Măi, băieți, măi, bee! Ce mă bucă, eu? Păi, tu ești de vină, de ce ai aruncat? Ba, tu ești de vină, întotdeauna tu arunci și după aia zici că eu. Dar nu e adevărat, mămucă, nu e adevărat! Doamne, mămucă, dar mai astâmpărați-vă nițel, măi, împielițaților, măi, că nu mai birui să strâng după voi. Tu ești cel care, mămucă! Măi, dar ați asurzit zău așa? Voi vreți să mă supărați și să pun un nuiaua pe voi? Așa. Hai, mămucă, hai, mai bine ați face și să-mi dați o mână de ajutor. Nu s-a alergat ca bezmeti și, uite, răsturnând tot în calea voastră. E, și dumneata, mămucă, dar și mare lucru ai de făcut în afară de a ne lăsa să zburdăm în voi. Nu mai trece și nouă vremea, mămucă, și pe deasupra mă uitam de foame, mămucă. Măi, obraznicule, măi. Te-am așteptat și noi că nu o puteam, mămucă, numai că vezi și dumneata și ocupați suntem. Și... Treaba noastră, crezi, mă, dacă-i de șagă, nu mai să spun și-am pățit și te-i îngroză! Ia, auzi, dar și-ai pățit, mă rog? Am sfârmat popișilii și-am bătut pisișilii! Ce-ați făcut în pielițațelor? Am sfârmat popișilii și-am băut pisișilii! Moșcotăi și azărică s-au băgat supat de frică. Încotro s-o iau de-a cuș, încotro s-o iau la pat. Și cu cine să mă bat? Și cu cine să mă bat? Păi, dar gata, mai terminați odată, mămucă. Mai păducată. Be, varde de cântat ai? Be. Ia, hai în față, hai în față, hai. Hai, vă rog, mămuca frumos, băieți, hai. Hai frumos aici în linii, hai. Capul sus, așa drept, îndreptăm spatele. Hai, și acum inspirăm și expirăm, hai. Și acum ia să vedem. Iedușel mare, tonu? Hai. Valeu, gata, mămucă, gata. Nu, mămucă, tu mai ai o leacă de studiat, da? Eu? Da, mămucă, nu-i chiar bine și faci tu acolo. Ia, acum iedu mijloșiu. Tonu? Vai, mămucă, gata, mămucă. Și tu mai ai de studiat. Nu-i bine, amândoi. Și acum cel mic, ia să auzim. Tonu? Și puneți mâna la urechi, măi. Și nu a cântat frumos? Nu. Ia spuneți, copii, cum a cântat? E, ați auzit frumos. Acum iar înapoi drept, hai. Și acum tăi strigi deodată, da? 1, 2, 3 și... Cine o cântat fals? Da, cred că el. Ai stat mic, o cântat fals? Da. Nu, ați auzit? Ia trece acolo înapoi în linie. Hai. Nu mai stai încruntat. Din nou inspirăm și expirăm. Și acum din nou vreți să aud mămuca tonul, da? Hai, iedușel mari, tonul. Băleu, mămucă, e mai rău ca prima dată, mămucă. Păi trebuie să mai studiez, da? Promiți? Promit? Promit. Bun, hai, și acum iedu mijloșiu, tonu. Da! O leac mai sus, o leac mai sus. Mai jos, o leac, mai jos. Nu, mămucă, vai leu. Și râzi, mămucă, că nu a fost bine, mamă. Mai trebuie să înveți o leac a cânta, mămucă. Și acum și el mic, ia să auzăm. Tonu. V-a plăcut? Nu! Dar vouă v-a plăcut? Ei, ați văzut? Și acum înapoi în linii frumos. Hai, tăi strigi deodată, da? 1, 2, 3 și... Behe, 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 behe,
să vedem. Și are mamuca pentru voi. Și are mamuca. Ia uite. Mamuca! 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 Vezi, mamuca? Și dumneata spui că nu punem osul la lucru. Vezi bine că n-am șezut. O steneală mare pe capul nostru. Ia uzi. Da, mamuca, numai eu știu cât am umblat prin pădure după ceva de aliguri, de mi-a râs pinjerile. Și-a râs, și-a râs pinjerile. Păi, gata, gata, că sărăcuțul și-a râs pinjerile, nu-i de râs. Hai, mamucă, și-a râs pinjerile. Da, nu-i de râs. Și dacă vreți să știți, așa? M-am întâlnit cu mătra vulpi în pădure. Be! Și-am rugat-o frumos să-mi coase pinjerile. Ce? Era tare ocupată. A putut? Lasă să-mi coasă, mamucă, stai liniște. Hai. Umble vulpea prin păduri și să furi, și să furi. Fură coaja de pitei și împletește papucei. Pentru dânsa o pereche, că și-a rupt-o fișa vechi. Pentru soțul ei vulpoi, o pereche mai de soi. Pentru puișorii ei, papucei mai mititei, să-i rupă mai cu temei, că toți sunt obrăznicei. Zice rața așa bătrână, stai cu leam mai la îndemână, că vicleana stă la pândă, stă la pândă, că-i flămândă. Hai, mamucă, gata, bravo, foarte frumos, dar hai să-mi dați o mână de ajutor să poate. Da, mamucă, te-o ajuta eu dacă este nevoie. Bravo. Că tocmai am terminat didereticat prin șură, am măturat curtea. Și acum dacă am terminat tot, ce mai faci? Bravo, mamucă. Da, bravo. Dă-te, mă, păduchiosule. Dă-te. Vezi, mamucă, nu mai e nevoie de noi, pentru că preslea tocmai o isprăvi cu treaba. Mai băieți, da gata, mamă, și asta, mamucă. Eu uite, voi n-aveți timp tătă zoa să terminați jocul și eu te-ast mic, nu-și vede capul de treburi. Așa e el, mamucă, mai e mototol. Mototol, da. Nu știu cum ai ești așa, mai neisprăvit. Măi, mamucă, mai parcă n-ați fi frați. Ba da. M-am vrednit și Dumnezeu cu un copil așa de cuminte. Și voi doi, luați în râs, să vă fie rușăni. Mamucă, dar nici prin gând nu-mi treci. Dacă ne faci și nouă treaba, deși mă rog să-i caut eu prișină. Păi, parcă n-ați fi frați, măi, parcă n-ați fi frați. Lasă, mamucă, lasă corpii având și ei treaba lor. Au treaba lor, să-ți zbengu, uită-ți zoa pe afară, nu? Nu mă ajută cu nimic. Și te uiți așa, tu, ești cel mai mare, ar trebui să mă ajut cel mai mult. Ia, hai la mamucă, hai la mamucă să mă sfătuie. Hai, mamucă, hai să vă zic mama ceva. Hai la mama, hai, gata. Hai și tu, hai. La mamucă. M-a chemat mamucă. Hai, mamucă, hai, vin în coace. Lasă-l, mamucă, hai, mai și așa obraznic, mamucă, că-i fratele tău. Hai, vin în coace la mamucă și tu, hai așa mai în față, hai să ne sfătuim. Da. Dragii mami copilași, eu mă duc în păduri, să vă aduc ceva de mâncare. Mâncare! Ce? Vreți să mă supărați să pun mâna pe nuie? Nu, așa, mamă, hai, că mai devreme vă plângeți că vă e foame, nu? Da, mâncare! Păi fiți atenți că vă zic, eu mă duc în păduri, dar după cum v-a zis, să vă aduc ceva de aliguri. Dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de celălalt, da? Și nu care cumva să răspundeți la ușă până și n-ați auzit glasul meu. Bine, mamucă, hai tu, stai, mamucă, să vă zic ceva important, mamă. Când am să viu la casă, eu am să vă cânt, uite așa, ca să știți că sunt eu. Ce spune, mă, cântă sau dansează? Ne cântă. Heiez, cucuieț, ușa mami descuieț, când mama va duși de sari în spinari, mălăieși, încălcăieși, smoc de flori pe sub țăpori. Treiez, vă păriați, din mama să ascultați, cânteșelul învățați. Treiez, cucuieți, ușa mami descuieți, că mama va duși vouă frunză-n buzi, lapte dulci, și brotisarii în spinari.
mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subțiori. Ei, auzi ta ce am spus? A, da, mamucă, da, dar cum să n-auzăm? Bravo, mamucă, dar ia fii atent. Și voi doi? A? Și noi, ați auzit? Da, cum să n-auzim, mamucă, noi suntem bărbați adevărați! Și ce-am vorbit odată la noi, vorbă la mâini! Da, mămucă, da. Hai atunci la mămuca să vă pupi, da? Da, hai da, să da. Vă eu pupi. Prima? Hai, să da, vă pupi, eu eram mămuca. Prima! Mua. A, pe! Așa? Da-te, mă! Hai, pupă-mă! A, pe! Mămucă! Eu să la rând! Eu stați, măi, voi doi n-ați mai fost odată? Be! Ia pupa! A. Hai, mamucă, hai! Alintatule și ieși! Hai la mamucă! Mergi cu bine, mamucă, și bună, doamne, doamne, să te ajute, să te întorci cu bine, mamucă, și să ne aduci de mâncare! Da, vă aduci și mamuca de mâncare, mamucă, da, să aveți grijă, da? Da, 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 hai, hai, gata, gata, gata cu vorba, hai mai încolo, nu te lua după prăsla, du-te, du-te! Da, mamucă, aveți grijă, da? Puieți ușa după mine, da? Da, pa, mamucă, vine mama cu de-a legurii! Apoi capra iese și se duce întreaba ei. Iezi închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Da, cum spune vorba veche, păreții au urechi și fereștele ochi. Un dușman de lup și apoi știți care? Chiar cu mătru caprii care de mult căuta vreme cu prilej ca să papieze, trege cu urechea la păreții casei, tocmai când vorbea capra cu dânsii. Și de răgușită. Și mai apoi, nu vi se pare că cam repede s-a întors acasă? Ba, e mamuca! Numai așa vrei tu să ne aiurești, da? Poate că a răcit și a răgușit de atâta alergătură și tu vrei să o ținem la ușă. Nu-i frumos, nu-i frumos. Nu știu de ce ne potrivim noi vorbilor tale. Ești un fricoș și jumătate. Da, da, tu poate că ar trebui să deretici pe ieșa prin casă până vine mamuca și după să te agăți de fusta ei, nu, cum faci de obicei. Nu, hai, mamuca! Hai, 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 cucuieț, ușa mami, descuieț. Dar deschideți odată, nu mai zăbăviți atâta! Ei, lasă-mi pielițaților, că vă vin eu de hac, nicio grijă. Și ce credeți, că o renunțat lupul? Nu, o mers la ursul fierar să-și ascute dință și limba ca să-i păcălească pe el. O băut 3 ouă crude și și-o prefăcut vocea ca să le vină iezelor de hac. Parcă nu se mai aude nimica. Vi s-a părut că auziți pe mamuca? Păi da, cu siguranță vi se pare că a venit mamuca cu de mâncare. Băi, păduchioșilor. Măi, dar mai potoliți-vă odată. Că cine știe cine mai ascultă pe la ușă și zău. Că eu nu vă văd prea bine dacă nu vă potoliți, obraznicilor.
Și te uiți așa la mine. Ia totuși dă tu leacă cu maturica asta. Să fă o leacă tu în urmă. Hai mă și să leacă tu. Mă jos, domnul, cum a zis. Cum zis și mamuca. Am să vă zic niște ghișitori. Să văd eu atunci dacă sunteți mari și tari și dacă vă dați voi atât de deștepți. Ia să văd eu dacă sunteți pregătiți. Hai. Ce ai zis, mă? Faci pe deșteptul cu noi? Fii atent că ți-ai găsit nănașul cu noi. Hai să vedem. Hai zi! Hai zi. Zi, ce ai de zis? Ești pregătit? Sunt cel mai pregătit. Tu ești pregătit? Da, sunt pregătit. Și dacă nu ne descurcăm, ne ajutați voi copii, da? Mm-hmm. Da. N-am auzit, da? Aha, nu, că sunteți obraznici de-aia. Bine, hai. Prima ghișitoare. Da, zi. Din grădina lumii, hai, de sub tufi de urzici, o ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Uite-l călă, uite lici, zi pe nume, cine? Ghici? Mihai? Da, cine Mihai? Cine Mihai? Păi, dar voi n-ați fost deloc atenți? Nu! Haideți, copii! Cine? Un Arici! Un Arici! Ariciu! Ariciu! Da! Răspuns, copiii au ghișit că voi, vai de capul vostru! Voi nici măcar nu sunteți atenți! Bravo, copii! Mihai! A doua ghișitoare! Dar câte ai? Hai zi! Multi, ofticosule! Mergi, greu ajunge! Mamuca! Mamuca, da! Nu! Are coarne, dar nu-mi pânge. Nu-i mamuca că... Îi ghebos și îi fricos? Pava, ieși mafturat. Fratele cel mare! Dacă stai cu scaunul, te-ai coarne! Gata! Stai cu minte! Potoliți-vă odată și ascultați-mă! Iar când pleacă la plimbare, așa acasă în spinare. Și-ni oare, hai! Și... Mel... Gibson! Mel Gibson! Aoleu, melcul, măi! Melcul, au țipat copiii ăștia aici! Da, Melc! Și ușor era! Da, era prea ușor! E prea ușor, deștepților! A treia ghișitoare și poate la asta sunteți și voi atenți! Hai. Da! Roșoară și codată umblă noaptea prin poiată și la noi și la vecini ca să cumperi găini! Păi stai jos! Gata! Din plătit, nu li plătești! Da, piloc, le jumulești! Hai! Ghiciți, cine e? Vulpea! Eu am zis primul! Stop! Dacă vă mai certați, nu vă mai zic nicio ghicitoare, copiii au fost primii! Ei au fost! Da, jos! Și, vreți să mă opresc? Nu! Voi vreți să mă opresc? Și ne-a spus da. Și ultima ghișitoare, dacă tot vreți, mă opresc. Ia, hai. Frunză n-are, noi nici floare. Nu știu. Este urechi ți-a dat. Prin grădini și pe ogor, prin grădini și în dealea vie, stă mereu sub pălării. Stă mereu într-un pișor, o umbrelă de hârtie. Și să fii, și să fii Șupercă! Șupercuța mea! Șupercuța mea! Pleacă, mă rog! Dar și un frate sfântit! Arti de joacă! Vreau să te găsi coadă! Ei, las că vă joc eu, drăguților! Trăiesc cucuieț, ușa mamii descuieț, că mama va duce vouă lapte dulce ca și ouă. Mălăieș în călcăieș, în drop de sari, în spinari, smoc de flori pe subțiori. Ia uziți, ori, mama mucari, ori, ăsta, gata. Păi, nu știu, stai! Nu știu de ce mă potrivesc eu vorbilor voastre. Nu-i mamuca, nu-i mamuca. Apoi cine-i dacă nu ia? Că doar de asta am și eu urechile astea, așa frumoasă, ca să aud. Da. Eu mă duc să deschid. Frate, poate că ai dreptate. Păi da, sigur că am dreptate. Dar vin încoa. Și dar
Vorbile parcă nu sunt aceleași cu care le-au spus la plecare. Bădică, bădică, dar mai ascultați-mă și pe mine. Poate că mai apoi va veni cineva și va zici: deschideți ușa că vine mătușa. Voi și o să faceți? O să deschideți ușa? Da, da, normal. Păi voi ați uitat că mătușa s-a dus la doamne, doamne de mult? Dar ce să fac acolo? Aoleu, ce să fac, auzi tu? Nu deschideți ușa și gata. Iute, iute, de asta este rău în lume, da? Că a ajuns coada să fie cap. Ce? După gândirea asta, tu ai fi în stare să o ții mult și bine pe mămuca afară. Da. Eu mă duc să deschid. Da, du-te, frate, du-te. Eu mă duc să mă ascund. Așa, ascundeți-vă, eu mănânc primul casă, prânză, ouă. Du-te, du-te. Ia să vedem. Poate are niște iarbă. Ați ascuns?